Teatrul George Ciprian începe în forță noul an cu 4 spectacole, dintre care 3 au fost lansate în premieră în luna decembrie a anului trecut. Teatrul George Ciprian deschide anul cu 4 spectacole. Este vorba de 3 spectacole pentru adulți și unul de copii. Avem pe 18 ianuarie Faza lungă, pe 31 ianuarie O noapte furtunoasă în regia lui Radu Gabriel și găzduim un spectacol Barza domnului ministru pe data de 21 ianuarie. Nici copiii nu au fost uitați. Pentru ei a fost pusă în scenă o adaptare liberă după una dintre cele mai cunoscute povești ale scriitorului Hans Christian Andersen. Pe 25 ianuarie așteptăm copiii la spectacolul Prințesa Elsa și Cocori, un spectacol dedicat lor. Prețul biletului este de 15 RON pentru copii și 20 pentru adulți. La celelalte spectacole, prețul este de 30 de RON. Desigur, se aplică și reducerile aferente pentru elevi și studenți. Iar pentru spectacolul găzduit, 100 de RON biletul. Așadar, buzenii de toate vârstele care îndrăgesc arta teatrală sunt așteptați la Teatrul George Ciprian între 18 și 31 ianuarie pentru a se reîntâlni cu unii dintre actorilor preferați. Biletele pentru spectacole pot fi achiziționate de la sediul teatrului din incinta Muzeului Județean, de la agenția de bilete din incinta Galeriilor de Artă din Bulevardul Bălcescu și online de pe site-ul teatrului.